niște emu. Patru. Tăticul cu patru pui. Mai mulți pui. Sau mai mult de patru? Hai, nu vă separați. Patru pui. Ce frumos sunt. Pornim în explorarea peninsulei Perron și a golfului Shark Bay. Aceasta este prima zonă din Australia de Vest ce a fost înscrisă în patrimoniul UNESCO pentru peisajele încântătoare și bogăția florei și faunei locale. Câte lumină! Și câte muște! Am dat din nou de muște. Musca. Ce frumos! Vestul Australiei este clar paradisul iubitorilor de plaje. Suntem la Shell Beach, o plajă formată doar din scoici. Această specie de scoici abundă aici datorită salinității ridicate a apei. Frumos! În trecut, aceste scoici au fost compactate sub formă de cărămizi și folosite la construcția clădirilor din localitatea învecinată Denham. Iubim Australia! Vagul e popular și în Australia. În 1700, exploratorul Dampier a numit acest golf Shark Bay, golful rechinilor. Ghiciți de ce? Întreaga peninsulă este înconjurată de aproximativ 400.000 de hectare de iarbă de mare, motiv pentru care aici este una dintre cele mai stabile populații de dugoni din întreaga lume. Se estimează că în Shark Bay sunt 10.000 de exemplare de dugoni sau vaci de mare, 10% din populația globală. Toate zonele închise care se văd în apă sunt de fapt iarbă de mare. Aceasta, împreună cu dugonii și întreaga viață marină de aici, sunt motivele pentru care Shark Bay a fost inclus în patrimoniul UNESCO în 1991. Da 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 da
Eagle Bluff, această stâncă înaltă de unde se zăresc rechinii, este ușor accesibilă, aici fiind construită o platformă de lemn care este utilă atât pentru vizitatori cât și pentru mediu, protejându-l. De aici pornim spre orașul Denham, aflat la 20 de kilometri departare. Localitatea Denham este cea mai vestică așezare umană din Australia. Înființată de căutătorii de perle, astăzi este hub-ul turistic al peninsulei. Odinioară, străzile erau pavate cu carapacele scoicilor ce produceau perle, iar casele erau construite din cărămizi de scoici. Pare boem, însă viața era grea în acest colț arid, uitat de lume al vestului Australiei. Chiar sunt scoici! La intrarea, respectiv ieșirea din Parcul Național François Perron, există stație de umflare-desumflare a roților. Datorită drumurilor corugate pline de nisip, în parc le este permis accesul doar vehiculelor 4x4. Intrăm în zona Birada, o zonă cu nămoluri sărate, instabile. Suntem avertizați că ne putem împodmoli foarte ușor. Trebuie să rămânem doar pe drumul amenajat. Este ora 10 dimineața și afară sunt 35 de grade. Suntem într-un cuptor încins în care nu este bine să rămânem blocați. Thank you.
dorit să vedem câmpia de sare. Termometrul a ajuns la 40 de grade, iar pământul dogorește, ne frig tălpile. Deși terenul pare tare, în realitate ne afundăm destul de ușor, noi, la greutatea noastră, d-apoi greutatea unei mașini. Iar peste tot sunt urme de emu. Deși îmi pare incredibil la această temperatură, am găsit și câteva fire de apă. Liniștea naturii. Îmi aud pașii, aud cicladele și vântul. Deși locul pare inospitalier, există specii care cresc chiar și aici. Și aici coborâm să vezi la urcare ceva. După drumul înfricoșător urmează un peisaj demn de filmul Avatar. Nisipul roșu, amplificat de lumina apusului, pare de pe altă planetă. Ne bucurăm că am putut ajunge în această zonă spectaculoasă a Australiei. Sunt născuți azi, ieri, au... Au încă cordonul umbilical agățat.
Pitonul Uoma, cunoscut și sub numele de pitonul de nisip sau pur și simplu Uoma, este o specie de șarpe care trăiește doar în Australia. Odinioară, răspândit în întreaga Australie de vest, este acum pe cale de dispariție, făcându-se eforturi considerabile pentru protejarea sa. Am fost extrem de norocoși să-l vedem aici. Suntem în Parcul Național François Perron, aflat în vârful peninsulei. Este partea cea mai vestică a continentului australian. Un loc sălbatic de o frumusețe rară, unde stâncile roșii întâlnesc plaja albă și apele turcoaz. Ca să ne dăm seama cât de plin de viață este acest loc, 35% din speciile de păsări ale Australiei pot fi văzute aici. Am campat într-un camping tipic pentru un parc național în Australia. Așa arată locul în care am rămas peste noapte. Nu avem nimic amenajat, dar avem ieșire la ocean. În acest parc național nu există apă, toaleta este una simplă, așa cum este și la țară la noi, numai că aici nu miroase, au un sistem de ventilație foarte competent. În zona comună avem un brar cu mese de picnic și un grătar pe gaz. O mașină închiriată din vestul Australiei, tot cu rooftop tent, cortul deasupra, auto ce trebuie, un umbrar foarte bun, rezistent la vânt. Și mașinuța noastră, pregătită de plecare! Începe o nouă zi de explorare! Ieșim din camping. Drumul ieri a fost destul de greu. Nici acum nu e floare la ureche.
dar parcă e un pic mai umed nisipul, aderența e un pic mai bună. Așa să fie, zice copilotul. Mașina este în 4x4, cu treapta de greu activată, cu diferențialul spate blocat. Deci mai mult de atât nu am ce face. Suntem mai rău decât o barcă pe valuri. Nu vine nimic. Dacă vine, nu știu, n-am nimic de făcut decât să opresc. Că direcție nu prea. Și partea proastă e că nici nu pot să-mi iau viteză. Că e foarte denivelat drumul. Pică lucruri. Vai, și se aud toate cutiile, masa, scaunele, apa în bidoane. Totul se chinuie. Parcă ieri n-am făcut chiar așa. A, da, dar cred că e da mai tare. Acum ți-e frică de valurile Dunării. Nu știi că ne-au căzut toate de deasupra. Căzuseră toate. Se rupe ceva, dar că e da mai tare. Nu știi că s-au răsturnat tot ce era de făcut. Da. Permisul în Parcul Național costă $15 pe zi. Pe zi, da, până în 50 de lei pe zi. Poate că pentru banii ăștia cineva ar trebui să repare drumul. Dar partea frumoasă, văd foarte multe urme de cangur. Da, e plin de urme de cangur, de urme de șopârlițe, de șerpi. Aseară noi ne-am spălat și urmele apei au rămas în nisip, însă peste noapte pe acolo au trecut crabii și au făcut cu totul alte urme, alt design. Nu se mai văd picăturile de apă. Aici s-ar putea să... N-am rămas încă. Dar mai avem cale lungă. E tensionată situația. Se va ameliora simțitor în momentul în care vom ajunge la câmpia de sare. Adică peste 40 de kilometri. Nu știu, mie mi se pare întotdeauna mulți kilometri când e nisip de genul ăsta. Uite urmele. Și nu sunt de canguri. Nu știu de ce urme sunt. Multe urme, noi am văzut doar 2 canguri aseară, azi noapte, unul pe seara și unul noaptea, la lumina lanternei. Dimineața am văzut o urmă de șarpe. Șarpele a trecut chiar prin
partea comună, cea cu grătarul pe gaz. Ne-am retras, așteptăm să treacă pe lângă noi o mașină, am văzut-o pe bine, din sensul opus. Tipic australian este să călătorești cu un 4x4, peste care îți pui barca și în spate să tractezi rulota. Cei din fața noastră au doar barca. Probabil rulota au lăsat-o în camping în Denham. Să procedăm. La Monkey Mia, un resort vestit pentru familia de delfini Battlenose, ce vizitează plaja în fiecare dimineață. Noi am venit aici însă pentru culoarea apei. De vis! Denumirea Monkey Mia provine de la aborigeni, Mia traducându-se prin tabără, iar cuvântul monkey, maimuță, este probabil inspirat de căutătorii malaezieni de scoici, care ancorau aici și aveau cu ei maimuțe drept animale de companie. Foarte caldă apa. Resortul tropical. Uite și Volkswagen-ul autobuz. Fericit! Aici este un câine înfricoșător! În Australia, în Australia, în Australia. În musca.
Australia. În Australia au fost introduse de-a lungul timpului mai multe specii de animale. Mai râde și câinele ăla de mine. În Australia au fost introduse de-a lungul timpului mai multe specii de animale care au afectat fauna și flora locale. De exemplu, iepurii care se înmulțesc foarte repede, vulpile care nu au prădător natural și care au capacitatea de a decima micile rozătoare, păsările, ouăle de păsări, pisicile și caprele sălbăticite. Până și dingo a fost introdus acum mult timp în urmă de către aborigeni, dar acum face parte din echilibrul natural. Acest gard electric face parte din proiectul Eden, care își propune să restabilească biodiversitatea inițială a locului. Are 3 km lungime și desparte peninsula de restul continentului, împiedicând astfel creșterea efectivelor de animale non-native de aici. O fi haios câinele electronic, o fi cald afară, nu știm care este cauza principală, dar este limpede ca apa, că nu eram în mințile noastre. Care apă, măi, Mona? Aici nu e fir de apă. Vă mulțumim că ne sunteți alături! Nu uitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la canal! Așteptăm comentariile și sugestiile voastre! Pe curând!